un autor necunoscut a lăsat scris următorul îndemn. Cel mai bun mod de a dobândi înțelepciunea este aplicarea cuvântului lui Dumnezeu în viața ta. Sunt pastorul Costi Gogoneață și trebuie să vă spun că mă simt onorat că ați ales ca și în această ediție să îmi fiți aproape la un nou episod Taine din Scripturi. Fie că ne urmăriți pe Speranța TV, pe rețelele sociale, pe Facebook sau YouTube, vă mulțumesc din toată inima. De asemenea, dacă ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe podcast, vă sunt recunoscător. Apreciez că ne scrieți și că vă doriți să fiți în contact permanent cu noi. Pentru această ediție, aduc înaintea dumneavoastră mesajul doamnei Lucia Montecarlo, care ne-a scris pe Facebook. Spune dumneai așa: mă bucur și vă mulțumesc pentru o așa interesantă și lămuritoare emisiune. A Domnului fie slava pentru că vă avem în casele noastre. Vă mulțumesc pentru că ne împărtășiți experiențele dumneavoastră și modul în care contribuim și noi la dezvoltarea vieții dumneavoastră de credință. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. În această ediție Taine din Scripturi, voi avea onoarea de a purta un dialog provocator cu pastorii Gelu Poenariu și Laurențiu Moț. Mă bucur să vă revăd. Mulțumim și noi. Bine v-am regăsit. Vă reamintesc că Gelu Poenariu este directorul Departamentului de Tineret al Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea din România, iar pastorul Laurențiu Moț este conferențiar universitar doctor și rectorul Universității Adventus. Am să introduc deja rubrica Întrebarea ta. Ne-a scris pe Facebook Hristi Hoceag următoarea întrebare, este din zona teologiei practice, foarte practice. Separarea de soț din cauza abuzurilor este una biblică? Păi, în caz de violență, prioritatea este integritatea corporală a mamei și a copilului. Dar cu toate acestea, dacă vorbim ca un răspuns direct la întrebarea asta, această separare nu este biblică. Există doar două motive menționate de Scriptură, prin care jurământul acesta făcut la căsătorie dispare, și anume moartea unuia dintre parteneri și doi, în momentul în care apare trădarea prin curvie. Dar oare nu vorbim aici despre recăsătorire și nu despre separare? Poate putem să facem o distinție între cele două? Putem face o distinție. Deci este necesară separarea pentru salvarea vieții mamei și pentru salvarea vieții copilului. Dar odată separați cei doi... Asta nu înseamnă că ea își reface... Nu înseamnă că își reface căsătoria, da? Înainte, legământul acela al căsătoriei rămâne valabil, chiar dacă ea locuiește în Ploiești și el locuiește în București. Legământul rămâne valabil, dar separarea devine necesară pentru prezervarea vieții. Asta voiam să spun, să facem cumva distinția între cele două evenimente, cumva. Separarea are... Da, se pare că n-am fost suficient de limpede, de clar. Separarea are o cauză, iar recăsătorirea ține de cu totul altceva, corect? Laurențiu? Sigur, sigur. N-aș adăuga altceva, pentru că s-a răspuns, cred eu, destul de bine. Cu mențiunea că, ca întotdeauna, sunt foarte diferite cazurile între ele și întotdeauna trebuie să adăugăm la ceea ce am zis acum nuanțele fiecărui caz. Categoric. Ca să le înțelegem și... Mulțumesc frumos! Vă sunt recunoscător pentru că ne sunteți aproape. Vă provoc să ne scrieți întrebări, să lăsați comentarii publice sau private pe YouTube sau pe Facebook. De asemenea, dacă ne urmăriți pe rețelele sociale, să distribuiți emisiunea noastră, scrieți-ne motive de rugăciune pentru a mijloci pentru dumneavoastră. Vă reamintesc faptul că emisiunea noastră este una înregistrată. Din păcate, nu vom putea prelua întrebările dumneavoastră în direct. Scrieți-ne dacă doriți să studiem și să aprofundăm împreună Sfânta Scriptură pe WhatsApp la 0751 400 300. Pentru a introduce subiectul ediției pe care îl vom dezbate în ocazia de față, vă invit să urmăriți rubrica Argument, realizată de colegul Răzvan Lup. Eu cred că Dumnezeu, Duhul cel Veșnic, a fost activ împreună cu Tatăl și cu Fiul în crearea lumii noastre și, de asemenea, la întruparea lui Iisus Hristos. Sfântul Duh l-a ajutat pe Iisus Hristos în toată lucrarea lui de pe pământ și i-a umplut viața cu putere. Sfântul Duh i-a inspirat pe scriitorii Sfintelor Scripturi, iar astăzi el atrage oamenii înspre Dumnezeu și îi convinge de păcat. Pe făpturile omenești care răspund, Sfântul Duh le renaște și le oferă daruri. Trimis de Tatăl și de Fiul spre a fi cu oameni în nevoie,
Duhul Sfânt inspiră credincioșii și îi înveșmântează cu putere divină pentru a da mărturie despre Hristos. Eu mă încred în Duhul Sfânt, un Dumnezeu personal, egal cu Tatăl și cu Fiul în putere și iubire, și mă rog Lui să-mi umple viața. Aduc înaintea dumneavoastră un verset scris de Apostolul Pavel în Romani 8:9. Mai mult, voi nu mai sunteți în carne, ci în Duh. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi și dacă vreunul nu are Duhul lui Hristos, nu este al lui. Pornind de la versetul acesta, se ridică inevitabil câteva întrebări. Care este identitatea acestui Duh? Este oare acest Duh cea de-a treia persoană a Dumnezeirii? Vă reamintesc că alături de mine sunt pastorii Gelu Poenariu și Laurențiu Moț. Stimați colegi, mergem inevitabil spre, în Vechiul Testament, să clarificăm cumva imaginea acestei ediții din ocazia de față, o ediție, aș numi-o, dificilă, nu doar provocatoare. Pentru că discutăm despre personalitatea Duhului Sfânt într-un context în care mulți dintre studenții Scripturii pun sub semnul întrebării această personalitate. Haideți să începem cu începutul cumva, mergem spre Geneza, capitolul 1, de aici citesc versetul 2. Pământul era pustiu și gol, pe fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Această denumire Duhului Dumnezeu este decodată de unii studenți ai Scripturii ca fiind vorba despre Duhul Sfânt. Alții spun răspicat că ar fi vorba chiar despre Dumnezeu însuși. Care este adevărul? Nu cred că trebuie să confundăm totuși actorii sau personajele. Da? Adică dacă avem în unul cu unul pe cineva numit Dumnezeu, da? La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul și după aceea în versetul 2 avem pe altcineva care se numește Duhul lui Dumnezeu, chiar dacă nu înțelegem cine este, din punct de vedere, cum să zic, literar cel puțin, nu? Când citești, sunt aici două entități separate. Că nu înțelegi exact cum funcționează ele împreună sau care e relația, este ok, dar nu sunt unul și același lucru. Deci, chiar, până la urmă, chiar și expresia singură, Duhul lui Dumnezeu, nu este Duhul care este Dumnezeu. Este Duhul lui Dumnezeu, este gramatical vorbind, da, gramatical vorbind, este altcineva decât Dumnezeu Tatăl. E adevărat că dacă te uiți în comentarii critice, comentarii academice la Geneza, discuțiile sunt dacă Ruah este Duh sau este vânt, că poate bătea vântul pe deasupra apelor, nu, vânt la Dumnezeu, nu neapărat Duhul lui Dumnezeu, așa cum îl cunoaștem noi în teologie. Mă rog, sunt discuții ale, să zicem, specialiștilor, dar oricum nu sunt cele două, nu sunt aceeași persoană. Și din punct de vedere al limbii, spui tu, sunt expresii diferite. Sigur că da. Da, una este una apare în Geneza capitolul 1, versetul 1. Da. O expresie acolo și o altă expresie în versetul 2. Numele de Duh Sfânt, cel puțin în limba română, nu apare în Vechiul Testament. Am fost foarte curios să caut lucrul ăsta, nu-l descoperim. În schimb, descoperim pe Duhul Sfânt explicit în partea a doua a Scripturii. Așadar, avem argumente prin care să vedem cea de-a treia persoană a Duhului, a Dumnezeirii, iertați-mă, pe Duhul Sfânt în Vechiul Testament? Păi, sunt 88 de iterații, nu de iterații, de apariții ale termenului Duhul lui Dumnezeu sau sub o altă formă, poate nu Duhul Sfânt exact cum ai spus acum, dar Duhul lui Dumnezeu poate fi identificat în 88 de pasaje vechi testamentare, iar în Noul Testament vorbim de 260 sau 264 de apariții ale Duhului Sfânt. Bun, dar avem aceeași expresie, Ruah, care apare în versetul 2. Sigur, ăsta e termenul pentru Duh, întotdeauna. Deci, prin urmare, chiar dacă în limba română nu avem această expresie Duhul Sfânt în Vechiul Testament tradus, în limba originală, acolo unde apare termenul de Ruah, vorbim despre Duhul Sfânt în fond. Dacă este numit Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Domnului sau dacă Dumnezeu spune, voi trimite Duhul meu, da? Pentru că există și alte expresii, adică cuvântul ca și în limba română, cineva mâhnit în Duhul Său, nu? Să zicem așa,
nu se referă la, adică se referă la interiorul ființei, adică avem în semantica asta mai multe sensuri, dar când este vorba despre Dumnezeu ca subiect, să zicem, da? Adică El trimite Duhul sau retrage Duhul, cum este în Geneza 6:3, nu? Duhul meu nu va rămâne pururea în om, nu? Atunci înseamnă că este, cum să zic, echivalentă cu expresia neotestamentară Duhul Sfânt. Văd că ai Biblia deschisă. Da, voiam să aduc înainte, în atenția noastră, pasajul din Isaia de la capitolul 63 cu versetul 10, unde Biblia spune: dar ei au fost neascultători și au întristat Duhul lui cel Sfânt. Iată o apariție, practic, aproape sub forma pe care o căutai, Duhul Sfânt, da? Duhul lui cel Sfânt. Făceau evrei, Dumnezeu Tatăl. Făceau evrei diferență între Dumnezeu Tatăl și Duhul lui Dumnezeu ca fiind o altă entitate a Dumnezeirii? Dacă ne referim la evrei, la, mă rog, la oamenii simpli, ei n-au reușit să facă asta nici cu Iisus. Îndoiesc că au reușit să înțeleagă asta din, cum să zic, simpla audiere a textelor sacre. Dar măcar cei care scriau, autorii Scripturii. De exemplu, profeții, nu cred că n-au înțeles cel puțin în parte ceea ce înseamnă să primească Duhul lui Dumnezeu. Adică ei, care nu erau capabili de, eu știu, unele lucruri, au devenit dintr-o dată capabili după ce au primit Duhul Sfânt. Am în minte câteva versete, dar, mă rog, ele sunt mai multe. De exemplu, și e vorba aici și de profeți și de alți oameni, cum este Gedeon. Gedeon a fost profet, a fost un judecător. Zice că a fost judecător 6:34. Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. Și ceea ce se întâmplă după aceea este, mă rog, un război finalizat cu succes, da? Adică cineva care are experiența aceasta și vede că are capacități pe care nu le-a avut înainte să primească Duhul Sfânt, indiferent ce înseamnă asta, nu? Își dă seama că totuși este o experiență de sau un acces, să zicem așa, la lumea lui Dumnezeu prin intermediul acestei entități, da? Pe care o numește Scriptura Duhul meu sau Duhul lui Dumnezeu sau, mă rog, Duhul Domnului. Noi, în ocazia de față, ne străduim să vedem cine este Duhul Sfânt în fond, care este identitatea Lui, dacă este cea de-a treia persoană a Dumnezeirii și care sunt argumentele în sensul acesta, dar am fost curios să vedem ce spun și concetățenii noștri. Așa că urmează rubrica Vocea Străzii. Oamenii vor răspunde la întrebarea: citim în Biblie despre Duhul Sfânt. Cine este oare El? Citim în Biblie și despre Duhul Sfânt. Cine este El? Duhul Sfânt. Nu știu sigur. Cred că... Nu știu. Chiar nu știu. Nu știu să vă dau o explicație. Duhul Sfânt este celui trei. Dumnezeu, Iisus Hristos și Sfânta Maria. Îmi cer scuze, dar cunoștințele mele nu sunt atât de aprofundate încât să emit opinii. Face parte din Sfânta Treime, asta știu sigur, este trimisul lui Dumnezeu pe pământ pentru a ne îndruma pe calea cea bună. Iisus s-a pogorât, s-a îngropat ca să ne ierte nouă păcatele, ca să ne fie iertate păcatele, iar Duhul Sfânt a fost trimis pe pământ sau stă pe pământ pentru a ne îndruma ca o mână nevăzută spre calea cea bună. Am revenit în platoul Tainei din Scripturi. Vă reamintesc, alături de mine, pastorii Laurențiu Mons și Gelu Poenariu. Care este opinia voastră după ce ați urmărit răspunsurile concetățenilor noștri? Unii dintre ei au fost foarte sinceri, n-au știut să răspundă la întrebarea asta. Alții au fost destul de aproape de ceea ce spune de fapt Sfânta Scriptură. Eu sincer mă așteptam să aud măcar că așa din tradiție și din obișnuința urechii sunt familiar cu expresii trinitariene, de exemplu, numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Adică măcar de acolo mă așteptam să zică cineva, trebuie să... De fapt a fost un răspuns de felul ăsta, da? De altfel chiar corect.
Haideți să clarificăm din punct de vedere biblic ideile, întrebarea asta. Mă întorc la Scriptură, Ioan 15 cu 26 și am să citesc și Ioan 16 cu 13. Când va veni Mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Nu putem fi cu Hristos în persoană așa cum au fost apostolii săi, dar El a trimis pe Duhul Său Sfânt pentru a ne conduce la tot adevărul. Prima întrebare, pornind de la versetele acestea, este următoarea. Are Duhul Sfânt început? Duhul Sfânt nu are un început. Este parte a Dumnezeirii, este cea de-a treia persoană a Dumnezeirii. După cum am discutat în prima parte a emisiunii, îl identificăm, îl vedem prezent încă de la prima informație pe care o avem despre apariția pământului, apariția vieții pe pământ, vedem că era prezent la creațiune, se mișca pe deasupra apelor. Deci nu are un început. De unde am trage concluzia că avea un început? Din versetul acesta care zice așa, Hristos a trimis, când va veni Mângâietorul pe care îl trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Cumva Tatăl este Cel care a stat la originea Duhului Sfânt. Zic discursul bine? Acela din Ioan, capitolul 14, 15, 16, în care Iisus Hristos vorbește de faptul că în momentul în care El va dispărea, nu-i va lăsa orfani, nu-i va lăsa singuri, ne familiarizează cu un moment specific în istorie în care Duhul lui Dumnezeu se manifestă într-un mod plenar, într-un mod deosebit pentru a fi alături de ucenici și de biserica creștină, care este cumva văduvită de prezența lui Iisus Hristos. Practic este introdus, cunoscut în mod special în momentul acela. Dar lucrul ăsta nu presupune că înainte de acest moment în care Iisus Hristos îl trimite Duhul Sfânt sau Dumnezeu Tatăl, de la care purcede Duhul Sfânt, deci înainte de acest moment nu înseamnă că Duhul Sfânt nu exista. Sigur, dar cumva Domnul Hristos aici, ba mai mult Ioan spune, am citat și versetul acesta din 16, zice pe de cealaltă parte, complicând puțin lucrurile, dacă de aici am putea să credem că Iisus este, că Tatăl este Cel de la care purcesc Duhul Sfânt, în 16 cu 13 Ioan ne lasă să înțelegem că de fapt a purcesc de la Fiul. Este și o dezbatere în zona asta teologică, veche, este adevărat, dar pe mulți îi animă povestea asta. Și întrebarea mea e, de la cine a purces Duhul Sfânt? De la Tatăl sau de la Fiul? Are început într-un final sau nu? Bine, în primul rând, vis-a-vis de problema începutului, aici nu este vorba despre un început al existenței. Este vorba despre o etapă nouă a lucrării Duhului Sfânt. Da? Adică, dacă ar fi să vizual așa, să-mi imaginez, uite, Duhul lui Dumnezeu era în umanitate, lucrând cu oamenii, până la potop. Da? Și la un moment dat Dumnezeu declară, Duhul meu nu va mai rămâne aici pururea cu omul, pentru că omul este doar sarx, carne păcătoasă, ca să folosesc limbajul Noului Testament. Da, și atunci să-l trimit eu când, mă rog, peste proroci, peste un judecător, peste nu știu cum, da, cum era în Vechiul Testament. Și acum, după jertfa lui Iisus, da, după recâștigarea pământului, ca să zicem așa, pentru Dumnezeu, Dumnezeu trimite din nou Duhul lui Cel Sfânt în umanitate. Asta vis-a-vis de început. Deci nu este vorba despre un început al ființei, al existenței, ci o altă etapă a activității Duhului Sfânt. Acum, repede despre filiocve, această dezbatere catolico-ortodoxă. Da, de la cine a purces Duhul Sfânt? De la Tatăl? Da, într-adevăr, din punctul meu de vedere ca protestant, aș zice că, cum să zic, distinția și dezbaterea este artificială, în sensul că e adevărat că acest verb grecesc tradus de Corinescu cu purcede, apare doar aici în legătură cu Duhul Sfânt și teologii fac diferența aceasta, cei răsăriteni în special, da? Ortodoxi fac diferența între Iisus care este născut, indiferent ce o însemna, da, asta, avem că avem crezul de la nicie. Da, e pe baza crezului, exact. Și Duhul Sfânt care iese, că ăsta e verbul grecesc, da? Care iese de la Tatăl. Iisus nu iese, Iisus e născut, Fiul, Duhul Sfânt, pe de altă parte, iese. Dar, să vă spun acum surpriza din punctul meu de vedere.
în Ioan 8:42 avem un limbaj foarte asemănător în limba greacă, deci este chiar foarte asemănător, sunt niște sinonimi, un verb sinonim, care se aplică lui Iisus, nu Duhului Sfânt, și care zice așa, Iisus vorbește în 8:42 în Ioan, dacă era Dumnezeu Tatăl vostru, mă iubeați și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. Da? Deci și Iisus a ieșit de la Dumnezeu potrivit cu 8:42, chiar dacă este folosit un verb sinonim și nu ca cel din Ioan 15:26, unde se spune că Duhul purcede sau iese de la Tatăl. Deci, din punctul meu de vedere, este o dezbatere artificială și din moment ce Iisus zice, vă trimit Duhul Sfânt, înseamnă că orică vine de la El, orică vine de la Tatăl, nu are o relevanță specială. Dacă ne uităm puțin, analizăm astăzi lumea religioasă și vedem atât de multe religii, ne întrebăm cum de-au apărut, ia uite cum. Problema filiogve, de fapt, este una din cauzele schismei de la 1054. Așa este. Una dintre cauzele schismei, nu este cauza finală, dar una dintre aspecte atât de mărunte, care ni se, ce le decodăm a fi insignifiante în contextul mare al teologiei, cu toate astea, pot duce la separarea bisericii, la împărțirea creștinismului în două. Sigur. Asta e marea durere, cumva. Că pornind de la niște chestiuni care aparent sunt atât de simple, duc la distrugeri aproape ireconciliabile față de sufletul omului, că în fond pentru asta discutăm și vrem să aflăm care este adevărul. Bine, nu sunt simple. Nu sunt simple. Sunt profunde. Dar dacă vorbim de divinitate, avem limitări serioase ce țin de ființa noastră, de modul în care putem percepe o ființă maestoasă și o putem pune în cuvinte. Vorbesc despre simplitatea în tot contextul Scripturii. Adică dacă privești spre Scriptură în contextul ei, poți descoperi simplu, într-un limbaj simplu, că adevărul este mult mai ușor de înțeles, cel puțin în privința asta pe care am discutat-o acum, legat de filiog. Sigur, și în plus de asta, trebuie să ne gândim că Scriptura este scrisă, nu e scrisă pentru specialiști, este scrisă pentru credință și pentru credința omului simplu, ceea ce, asta mi-a adus aminte un pic de o remarcă a unui umanist cu privire la dezbaterile astea pe care le vedea certuri călugărești. Adică oameni care n-au familie și au timp de asta. Că n-au ce face, adică, n-au timp alte preocupări, da, mai serioase. Înțeleg, am înțeles ideea. Adică, într-adevăr, nu trebuie să exagerăm cu chestiile astea și sau să le discutăm într-un cadru efectiv specializat. Noi avem familie. Da, da. Nu suntem în categoria asta. Da, în același timp există întrebări. Întrebări ale oamenilor foarte concrete și noi, pentru că studiem Scriptura, eu personal pot să vorbesc despre mine, sunt preocupat să aflu ce spune în fond Dumnezeu, pentru că dacă El mi-a lăsat cartea aceasta, este pentru că Dumnezeu mă apreciază și mi apreciază intelectul și vrea să-L cunosc așa cum este El, în fond. Uh-huh. Vă reamintesc dumneavoastră, dacă aveți întrebări pentru noi, 0751400300 este numărul de WhatsApp la care ni le puteți scrie. Citesc așa, Ioan 4:24, Dumnezeu este Duh. Citesc și 2 Corinteni 3:17, Domnul este Duhul. Pare că Noul Testament clarifică situația asta legată de Duhul Sfânt și ne arată faptul că nu vorbim despre o altă identitate a Dumnezeirii. Da, vorbim despre aceeași entitate a Dumnezeirii. Care este de fapt adevărul? Nu, aici trebuie să spun că cum am zis într-o altă emisiune a noastră în care am discutat despre cuvântul Dumnezeu. Ca și cuvântul Dumnezeu și cuvântul Duh, în cazul acesta, are atât conotație, să zic, de nume personal, adică este cineva pe care îl numim Duhul Sfânt, dar este și un adjectiv, o calitate pe care cineva poate să o aibă. Când Iisus zice în Ioan 4:24 despre Dumnezeu Tatăl că este Duh, la asta se referă, că este, din punct de vedere calitativ sau descriptiv al ființei, am zice noi, da? Este Duh. Nu știm noi foarte bine ce înseamnă asta, dar nu e trup, nu e ca noi. În sensul ăsta, probabil, cel puțin comparativ, da? Acum, când zice despre... Când zice Apostolul Pavel, când zice Domnul este Pavel, Duhul. Domnul este Duhul. Asta nu vrea să spună ca într-un silogism din ăla fals, că dacă A egal cu B și B egal cu C, A egal cu C, întotdeauna. Da? Nu înseamnă că Dumnezeu Tatăl este același cu Domnul și același cu Duhul Sfânt. De fapt,
ca să dau și un răspuns, ar trebui să citim sau să frunzărim cel puțin capitolul 3 din 2 Corinteni, ca să vedem cum se ajunge la această afirmație. Menționez la momentul acesta versetul 3, mai întâi, care spune așa: voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, simbolic, în limbajul simbolic, da? Deci voi sunteți epistola noastră, adică scrisă de noi, epistola lui Hristos, nu, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu. Deci îți spune chestiunea asta, într-un limbaj metaforic, că noi v-am creat pe voi ca o operă, nu cu cerneală, ci prin Duhul lui Dumnezeu. Adică Duhul lui Dumnezeu a realizat în voi schimbarea aceasta și voi sunteți altfel astăzi, da? Sau sunteți o operă de artă, să zicem. Acum, mai departe în capitol, se spune faptul că evreii, undeva între versetele 7-14, se spune că evreii sunt greoi la minte. Adică ei citesc Vechiul Testament, dar nu pricep acolo nimic despre Hristos. Și apoi vine versetul 17 care spune că Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia, adică acolo cineva înțelege. Îi se dă de pe ochi mahrama aceasta care îi acoperă privirea și înțelege că până la urmă este vorba despre Iisus în Vechiul Testament, da? Pentru că la vremea aceea scripturile lor erau Vechiul Testament. Deci din asta înțeleg că afirmația din 2 Corinteni 3:16, care este complicată, mie mi-a luat ani de zile să înțeleg câte ceva, nici acum nu pretind că înțeleg tot, ea vrea să spună doar atât, că Domnul care este Domnul Hristos în contextul acesta este lucrarea lui, că voi sunteți epistola lui Hristos, este lucrarea Duhului Sfânt. Asta este de fapt afirmația pe care o face el aici, pentru că Domnul este Duhul, adică unde este Duhul lui Dumnezeu voi înțelegeți și unde se schimbă această, unde se face această schimbare, voi sunteți de fapt acum epistola lui Hristos. Aș zice eu pe scurt. Trebuie să mai complicăm puțin lucrurile. Tot Ioan în capitolul 14, în versetul 26, zice așa: Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Care sunt argumentele biblice pentru care Duhul Sfânt este cu adevărat a treia persoană a Dumnezeirii? Pot să înțeleg că Duhul este Dumnezeu, că Dumnezeu este Duh, pot să înțeleg că Domnul Iisus de fapt vorbește aici despre Duhul Sfânt, dar putem să punem egal între cele două persoane ale Dumnezeirii, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și cea de-a treia, Duhul Sfânt? Putem face asta și cred că ar trebui să vorbim despre ideea de personalitate a Duhului Sfânt. Ca să o clarificăm. Și, ca să o clarificăm. Sunt niște fundamente ale personalității de care ar trebui să ținem cont atunci când vrem să analizăm dacă Duhul Sfânt este sau nu este persoană. În primul rând, trebuie să existe conștiența identității. Și la capitolul acesta avem exemplu din fapte de la capitolul 5, când Duhul Sfânt îl inspiră pe Petru și spune despre sine că este Dumnezeu. Duhul Sfânt spune despre sine, prin vocea lui Petru, că este Dumnezeu. Apoi există o voință liberă. O trăsătură a personalității este voința, voința liberă. Găsim foarte multe texte în Sfânta Scriptură în care vedem că Duhul voiește, vezi 1 Corinteni 12:11. Duhul alege, pune deoparte, vezi Faptele Apostolilor, capitolul 13. Duhul Dumnezeu este cel care oprește anumite acțiuni ale oamenilor săi. Îl oprește pe Apostolul Pavel, de exemplu, la un moment dat, în Fapte, capitolul 16, cu versetele 6-7. Apoi, o altă trăsătură a personalității este legată de capacitatea intelectuală, de raționare, planificare, de exprimare printr-un limbaj inteligibil, meditație și așa mai departe. Și aici avem, la fel, foarte multe texte ale Scripturii. Cercetează inimile, Romani 8:27, înștiințează, Luca 2:26, când apare Iisus Hristos. Ne învață și ne călăuzește în tot adevărul, Ioan 14:26. O altă trăsătură a personalității este capacitatea afectivă. Și aici putem vorbi de Roman 15:30, unde aflăm că Duhul lui Dumnezeu iubește. Aflăm că se întristează, Efeseni 4:30, mijlocește cu suspine, Romani 8:26. La capitolul acesta al întristării vreau să spun ceva, că e un pasaj foarte puternic care ne vorbește de faptul că Iisus îl privea pe Duhul Sfânt ca fiind o persoană deosebită. Pentru că, practic, Iisus Hristos, când vorbește de păcatul împotriva Duhului, zice așa: dacă îl supărați pe Tata,
să iartă. Dacă mă supărați pe mine, să iartă. Dacă îl întristați pe Duhul Sfânt, mai rău. Ați încurcat-o. Cel mai rău? Ce vreau să spun cu asta, da, e o exprimare foarte colocvială, da? Sigur. Am intrat, am jucat un rol. Dar vreau să spun că Iisus Hristos, când vorbește de Duhul Sfânt, dacă se referea doar la, cum zic eu, de Duhul meu, da? Sau spune Biblia despre Iisus că în Duhul lui s-a întristat. Nu la acest gen de Duh vorbește Scriptura, nu Duhul lui Dumnezeu în sensul acesta, cum Iisus se întristează în Duhul lui. Am putea spune, practic, că Dumnezeu are Duhul lui, Iisus are Duhul lui, care se întristează, Duhul Sfânt are Duhul lui, în care se poate, da, întrista, dar este clar că Scriptura vorbește de o a treia persoană a Dumnezeirii, cu o personalitate distinctă. O personalitate care, o persoană care are capacitatea de a relaționa cu ceilalți, așa cum orice altă persoană are capacitatea de a relaționa, adică vorbește, trimite, susține, dă soluții la probleme, îndeamnă, călăuzește, adevărește, ajută, mijlocește, luminează. În spatele fiecărui afirmații pe care am făcut-o sunt texte din Scriptură, cred că nu e cazul să le dau, doar dacă este necesar le pot aminti. Amintit câteva dintre ele care sunt elocvente în privința asta. Acum, întrebarea care se ridică, dacă lucrurile sunt atât de simple față de personal, ca argumente față de personalitatea Duhului Sfânt, că par în regulă, așa cum ne-ai prezentat tu, de ce oare există dispute în privința asta a personalității Duhului Sfânt? Oare există oare în mintea noastră limitată o cutie în care ar trebui să băgăm acest concept de personalitate? Adică personalitatea înseamnă să aibă o anumită structură fizică? Să fie asta dilema în fond? Nu, când zicem, după părerea mea, într-adevăr, limbajul este limitat, că e limbaj omenesc, dar eu nu folosesc cuvântul personalitate în general, pentru că are și o altă conotație personalitate, ce personalitate ai tu, știi? Dar folosesc cuvântul clasic persoană sau entitate. Prefer entitate inteligentă. Deci este cineva care de sine stătător are, cum zicea Gelu, are gânduri, are emoții, mă rog, întreprinde acțiuni. Vreau dacă se poate, Costi, să prezint trei contexte în care cei trei apar împreună, pentru că asta este important. Ceea ce a făcut Gelu a fost să pună temelia și să ridice, să zic așa, cele mai importante cărămizi care arată că Duhul Sfânt trebuie luat în seamă, pentru că este o individualitate. Înainte de a merge tu spre zona asta, ajută-mă să înțeleg, poți să pui egal între această entitate inteligentă și în dreptul Fiului și în dreptul Tatălui? Sau folosești expresia asta doar în dreptul Duhului? Nu. Fiecare, deci sunt trei entități. Sau trei individualități, dacă vrei. Astea sunt cuvintele mele preferate. Da? Sunt trei entități sau individualități, adică nu se confundă. Dacă Tatăl se roagă lui Dumnezeu, se roagă cuiva distinct, nu se roagă lui însuși. Nu e aceeași persoană. Nu? Sau dacă Tatăl trimite pe Fiul și alt Tatăl trimite pe Duhul Sfânt, nu trimite aceeași persoană. Nu? Sau aceeași individualitate. Bun, okay. Acum... Hai să mergem spre zona în care ai vrut tu să clarificăm aspectele. Cele trei locuri clasice ale... De fapt, unul nu e clasic, unul mi-aparține, nici nu știu exact de unde l-am moștenit așa, de unde s-a cuibărit în mintea mea, dar e din literatura apocaliptică. Primele două clasice. E vorba despre formula baptismală. Formula pe care o recomandă Iisus la botez în Matei capitolul 28, ultimele versete 18 și 19. Da? Când zice botezații în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Știi, de exemplu, că această expresie este contestată? Este contestată din necunoștință de cauză. Știu că este contestată. Se spune că sunt unele manuscrise biblice care nu conțin, dar eu vă spun că eu umblu, cum să zic, frunzăresc aceste manuscrise săptămânal, în variantă electronică, firește, da? Pentru că ele sunt în diferite biblioteci în lume. Nu există așa ceva. Deci cele mai bune manuscrise pe care le avem și care au supraviețuit conțin această expresie toate. Deci nu lipsește versetul și nu e nimic adăugat. Altul este problema, și doar așa într-o paranteză scurtă, e un text care e foarte ușor de folosit, 1 Ioan 5:7, căci trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Da, dar ăla nu este bun, pentru că într-adevăr apare doar într-un manuscris, două și târzii, în timp ce nu apare, adică apare în multe manuscrise târzii, dar mă refer la cele vechi care sunt mai valoroase.
mai bine creditate în critica textuală, cum se numește, și acolo nu avem, deci lipsește textul cu desăvârșire. Este o adăugire ulterioară, probabil a unui copist, care a vrut să sublinieze și acolo Trinitatea, pentru că oricum Trinitatea se găsește în multe locuri în Scriptură. A vrut să facă o formulă simplă. Se întâmpla chestiunea asta, nu este ceva... Dar acum să mă întorc la... Te rog. Deci ai zis, avem sunt cei trei formula baptismală. Formula baptismală. Deci Matei 28, da, cu 19 probabil că este. Deci botezați în numele Tatălui la fișa Duhului Sfânt. Mie chestiunea asta îmi transmite ideea că cei trei trebuie să fie de același rang sau de aceeași greutate. Nu poți să spui cuiva botezați în numele ființei supreme și numele unuia inferior și numele gândului ființei supreme, da? Cum mai zic unii că Duhul Sfânt este de fapt gândul lui Dumnezeu sau, mă rog. Deci nu, formula asta baptismală separă cele trei persoane sau cele trei individualități. Dar le ține totuși egale. Le ține egale. Adică au același statut în contextul respectiv. Doi. Ceea ce se numește binecuvântarea apostolică este ultimul verset din 2 Corinteni, da? Se folosește în Biserica Adventistă în formule de final de Sfântă Cină, da, de Comuniune, când zicem dragostea lui Dumnezeu Tatăl, împărtășirea Fiului... Duhul Sfânt. Pardon, cum este... Harul Domnului nostru Harul Domnului Iisus Hristos. Hristos. Exact, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt, da, să fie cu voi cu toți. Așa se termină 2 Corinteni. Iarăși, nu poți să le pui pe toate aceste trei individualități în același context, în contextul binecuvântării, dacă ele nu sunt de același rang. Nu? Și încă una care mi-aparține. Citesc începuturile de epistole din Noul Testament și constat în toate că avem o formulă asemănătoare pe linia următoare. Har și pace vouă din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea lui Iisus Hristos. Toate. Cu o singură excepție. Cartea Apocalipsei, care îți spune așa, har și pace vouă din partea, sunt nume, celui ce era, celui ce este și cel ce vine, care este Dumnezeu Tatăl, din partea sar peste al doilea, mă duc la al treilea, din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios și adevărat, și la jumate, între Tatăl și Fiul, zice, și din partea celor șapte duhuri. Acum, sigur că limbajul este... simbolic așa în cartea Apocalipsei. Dar mi-e foarte ușor să înțeleg de ce cele șapte duhuri sunt de fapt Duhul Sfânt, egal cu Tatăl și egal cu Fiul. Pentru că sunt șapte biserici și la finalul fiecărei biserici, textul spune, cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul, la singular. Dar spune asta de șapte ori. Da? Da, deci e bună, avem șapte duhuri care reflectă, de fapt, pe Duhul Sfânt, pentru că în capitolul 4 avem și menora, simbolul sfeșnicului, care are șapte brațe și, de fapt, reprezintă pe Duhul Sfânt. Nu? Deci, revenind și trăgând linie, avem aici salutări. Te salută Duhul Sfânt, așa cum te salută Tatăl și așa cum te salută Fiul. Nu poate să fie o reproducere a acelui, ori a Tatălui, ori a Fiului încă o dată, așa cum explică de fapt unii, că e de fapt Duhul Tatălui sau Duhul lui Hristos. Nu, este distinct. Te rog, Gil. Aș vrea să aduc un argument care să întărească ceea ce a spus până acum Laurențiu, în mod special primul argument care se referea la formula baptismală. Există argumente extra-biblice care ne vorbesc de cum la finalul secolului I percepeau credincioșii situația aceasta și cum foloseau formula baptismală și permiteți-mi să citesc din Didache, care este scris între 90 și 120, deci final de secolul 1, început de secolul 2, încă Ioan trăia, adică apostolul lui Iisus Hristos încă era în viață și iată cum au înțeles cei care i-au auzit pe ucenici la prima mână, cum au înțeles lucrul acesta. Citez. Iar cu privire la botez, iată cum trebuie să botezați. După ce mai întâi ați spus toate aceste lucruri, botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Spiritului Sfânt într-o apă curgătoare. Dacă nu aveți apă curgătoare, botezați în altă apă. Dacă nu puteți în apă rece, atunci folosiți apă caldă. E interesant. Dacă nu puteți în apă rece, folosiți apă caldă. Iar dacă nu aveți niciuna, turnați de trei ori apă pe capul candidatului în numele și, repetă, întărește, în numele Tatălui, în numele Fiului și în numele Duhului Sfânt. Repet, Didache, scriere din anii 90-120.
Secolul I. Secolul I, da. Secolul I și început de secolul II. Mă bucur mult că ai adus în discuție și părinții bisericești, pentru că cumva confirmă ceea ce spun, ce spune Scriptura în fund. În Ioan 14 cu 16 și 17 zice așa, sunt cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac și anume Duhul Adevărului pe care lumea nu-L poate primi pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi îl cunoașteți că rămâne cu voi și va fi în voi. Care este rolul pentru omenirea Duhului Sfânt în cadrul Dumnezeirii? Acum sunt rolurile pe care le descrie Sfânta Scriptură în ceea ce privește pe Duhul Sfânt. Este cel trimis de Tatăl, de Iisus Hristos pentru a călăuzi credincioșii după dispariția lui Iisus Hristos. Este mângâietor, este cel care îndeamnă la pocăință, este cel care inspiră profeții și transmite mesajele divinității către om, este cel care călăuzește cercetătorul sincer în înțelegerea și procesarea realității și în procesarea adevărului, este cel care mărturisește despre Iisus Hristos, ne mărturisește nouă despre Iisus Hristos, este cel care mustră, este cel care descoperă lucrurile viitoare. Deci are un rol specific, dacă vreți atribuit de Tatăl, da? Are un rol specific și are de-a face foarte mult cu slujirea noastră, cu modul în care noi ajungem la un anumit set de informații minimale sau de bază despre natura Dumnezeirii și despre realitățile de dincolo. Dar pare că Duhul Sfânt este inferior Tatălui și Fiului. De ce spun asta? Pentru că în multe versete ni se spune că Dumnezeu l-a trimis, că Domnul Hristos lasă aici, El nu prea ia inițiativa. Să fie acesta adevărul în privința Sunt lui? Suficiente texte în Scriptură pe care le-am menționat la începutul emisiunii în care vedem inițiativa lui, vedem inițiativa Duhului Sfânt. În cazul acesta poate părea un subordinaționism, dar nu este, e ca și în cazul lui Hristos. Pur și simplu această subordonare este voluntară, nu este constrâns să facă ceva. Nici Iisus Hristos nu este constrâns de Dumnezeu Tatăl să facă ceva, nici Duhul Sfânt nu este constrâns. E o înțelegere perfectă în cadrul divinității și este asumarea unui rol de trimis. Spuneai tu la un moment dat că există un păcat împotriva Duhului Sfânt pe care nimeni, care este de neiertat. Oare vorbim despre un Dumnezeu orgolios? Mai orgolios decât Tatăl și Fiul? Nu este vorba despre asta. De fapt, dacă aprofundăm subiectul cătuirii și al păcatului împotriva Duhului Sfânt, înțelegem de acolo că este vorba despre o împotrivire persistentă și în ciuda luminii sau cunoștinței la care ai avut acces împotriva lui Dumnezeu. Și pentru că, vedeți, de fapt, în ultimă instanță, păcatul împotriva Duhului Sfânt este un păcat împotriva lui Dumnezeu, pentru că, practic, tu îți tai orice șansă de a mai fi experimentat, de exemplu, regretul, schimbarea, nu întoarcerea la Dumnezeu. Și în sensul acesta este de neiertat. Dar este la fel de neiertat cum este și pentru Iisus și cum este și pentru Tatăl, doar că este pus Duhul Sfânt aici pentru că El este, să zicem așa, mijlocul de comunicare între noi, ființele umane și Dumnezeu. Acesta este rolul de care vorbea Geru și pe care Duhul Sfânt și-l asumă, de intermediar între noi și Dumnezeire. Exact. Care sau ce impact are Duhul Sfânt pentru generația noastră acum? Acum eu încerc un răspuns. Scriptura nu ne spune, nu vorbește pe generații, ca să zic așa, vorbește despre oricând. Avem câteva indicii în Ioel, capitolul 2, pe care le reia și Petru în predica lui din ziua de la Rusalii, din Faptele Apostolilor, capitolul 3, în care ni se vorbește despre o anumită influență mai intensă a Duhului Sfânt în poporul lui Dumnezeu în zilele din urmă. Da, care se va manifesta, printre altele, zicea acolo, prin viziuni, prin vise, prin, mă rog, deci oamenii vor avea o înțelegere despre Dumnezeu și niște capacități din acestea de transmitere a mesajului lui Dumnezeu pe care nu le-au experimentat înainte. Deci, pe de-o parte, avem această dorință a Duhului Sfânt de a fi mai prezent în poporul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, trebuie să o spunem și pe asta, deși nu este afirmat explicit undeva, dar o știm de la potop. De la generația potopului, că atunci când lumea se îndepărtează
în mod regulat și din ce în ce mai mult de Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu este retras. Deci avem această discrepanță, dacă vorbim de generația noastră, da? Pe de o parte, Duhul lui Dumnezeu vrea să fie mai prezent în poporul lui, dar se retrage din o umanitate pe măsură ce omenirea este complet dezinteresată. Avem în cadrul emisiunii noastre o rubrică ce se numește Rugă pentru tine, tocmai pentru că ne dorim să ținem aprinsă legătura aceasta prin Duhul Sfânt cu dumnezeirea și încercăm să aplicăm în emisiunea noastră o practică pe care să o dezvoltăm și noi la nivel personal, dar și cei care ne urmăresc, să mijlocim unii pentru alții și să discutăm deschis despre situațiile pe care noi cu care noi ne confruntăm. Așadar, urmează rubrica Rugă pentru tine. Natalia din Irlanda ne-a scris pe WhatsApp la 0751400300 următorul mesaj: rugați-vă pentru mine și copiii mei, deoarece trecem prin clipe groaznice de descurajare. Soțul meu a decedat foarte tânăr, iar eu și copiii mei căutăm cu disperare răspunsuri la întrebări precum de ce? De ce noi? Domnul să se îndure de familia noastră, cea mai rămas din ea. Gelu, mijlocește, rog, pentru Natalia și copii. Ne închinăm ție, Dumnezeul nostru, în numele Domnului Hristos, și recunoaștem faptul că Tu ești Cel care ai generat viața, Cel care ai pus viața în noi și Tu ești Cel care decizi care este momentul în care această viață este retrasă. Ne rugăm în mod special în aceste momente pentru Natalia. Te rugăm să îi oferi suportul Tău. Te rugăm să fie alături de familia ei, să fie alături de copilașii pe care îi are și să o asiști în aceste momente dificile în care aceste întrebări fără răspuns care ne macină pe fiecare dintre noi, în momentul în care ne înțelegem limitările, în modul în care întâlnim moartea, te rugăm să o ajut să-și pună speranța în tine, pentru că știm, Doamne Iisuse, că Tu ai rezolvat ecuația morții. Ajută-o ca să găsească speranță în învierea de care Tu vorbești prin moartea lui Iisus Hristos. În numele Mântuitorului Te-am rugat. Amin. 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 Vă mulțumim pentru că ne scrieți, pentru că ne sunteți aproape și pentru că aveți încredere în noi. De asemenea, vă cerem să mijlociți și dumneavoastră pentru echipa Taine din Scripturi, pentru invitați, pentru toți cei care realizăm această emisiune, pentru instituția din locul acesta, Centrul Media Adventist. Ultima întrebare, înainte de rubrica Răspunsul Fulger. Apocalipsa 17 cu 1 și 2 zice așa: apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata curvei celei mari, care șade pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Laurențiu, mă uit la tine, e specialist pe zona aceasta. Interpretarea expresiei vinul curviei poate fi acceptarea Duhului Sfânt ca a treia persoană a Dumnezeirii? Trebuie să explic un pic întrebarea. Te rog. Pentru telespectatorii, am înțeles-o foarte bine. Ea este formulată într-un jargon, să zicem, intern, pentru că știm că sunt oameni care gândesc așa și ne referim la ei acum. În primul rând, expresia vinul curviei ei este o expresie metaforică pe care noi și alții o interpretează ca fiind un simbol al unor învățături false și nebiblice, da? Plecând de la această, să zicem, acest semn de egal, da, vinul este învățătură falsă, pentru că unii consideră că Duhul Sfânt, de exemplu, dumnezeirea Duhului Sfânt este o idee creștin istorică, respectiv catolică, da? Și ortodoxă, da, preponderent catolică, da, să zicem. Și fiindcă femeia Babilon este asociată cu Roma și a fost asociată cu papalitatea, atunci este ușor să zici, nu cumva ideea asta cu Duhul Sfânt ca fiind persoană și Trinitatea cu tot ansamblu, nu cumva vine de la bisericile astea istorice, nu cumva este vinul Babilonului? Răspunsul meu pe scurt este nu. În primul rând, pentru că în spatele răspunsului meu stau dovezile biblice pe care le-am adus aici, care au fost aduse și în alte emisiuni cu privire la Iisus, cu privire la Trinitate, și la Tată și la Trinitate. Iar
În al doilea rând, pentru că în contextul din Apocalipsa 17 nu se vorbește, nu este, contextul nu este specific. Deci nu se vorbește despre ceva. Și să vă mai spun încă un lucru, și atunci când nu ești, când nu ești de acord cu un alt grup religios, da, din care tu nu faci parte, nu înseamnă că totul din grupul acela religios este nebiblic sau fals. Dacă este ceva care este bun, chiar dacă se numește neadventist în cazul ăsta, da, sau neprotestant, nu înseamnă că este, că este rău. Dacă are aprobarea Scripturii, atunci este suficient de bun de luat și de folosit sau de adoptat. Mulțumesc frumos! Urmează rubrica Răspunsuri Fulger. Poți fi membru al Bisericii Adventiste de ziua șaptea dacă nu crezi în personalitatea Duhului Sfânt? Nu sunt administrator, dar totuși cred că răspunsul este negativ. Adică dacă aș fi pastor și aș avea, pastor de district vreau să zic, și aș avea în comunitate oameni de genul ăsta, nu m-aș grăbi să-i dau pe mâna Satanei, dar nici nu aș permite totuși să se răspândească aceste învățături. Adică ar trebui să am un dialog foarte franc și deschis și cu cărțile pe față. Deci aș zice totuși că nu. Este acceptarea personalității Duhului Sfânt un compromis al adventiștilor pentru a fi acceptați în mod oficial ca biserică creștină? Nu este un compromis făcut de Biserica Adventistă, este o implementare în doctrina bisericii a realităților găsite în Sfânta Scriptură. Și ultima întrebare din această rubrică, acceptarea personalității Duhului Sfânt este o condiție pentru mântuire? Acum, mântuirea este prin Iisus, dar teologia e sistematică, adică în momentul în care te legi de un element din acest sistem, sunt și altele afectate. Nu vreau să spun că nu se pot întâmpla minuni, dar este bine să fim fideli în Sfintelor Scripturi și mai ales avem o căutare foarte onestă a adevărului și să ne schimbăm ori de câte ori trebuie să ne schimbăm, pentru că, și spunând asta, spun că într-un fel este o condiție. Asta nu înseamnă că dacă cineva n-ajunge la performanța asta să înțeleagă, este cu totul dat aruncat în iad, dar își taie niște, cum să zic, niște legături care l-ar ajuta cu siguranță să descopere, să le descopere pe Dumnezeu. Urmează rubrica Exercițiul de sinceritate. Laurențiu, deschid cu tine rubrica aceasta. Te rog să alegi unul dintre cele trei cufăruri. Cufărul de la numărul 3. Întrebarea sună în felul următor. În lucrarea pastorală, e drept, a fost mai scurtă, ai fost vreodată pus în postura de a refuza botezul pentru o persoană care a contestat personalitatea Duhului Sfânt? Nu am fost în situația asta și nici nu mi-amintesc. Am avut idei pe care eu le consider nebiblice, pe care le-am discutat cu diferite persoane, dar speța aceasta nu mi-amintesc de ea. După ce am terminat și am intrat în zona asta de învățământului universitar, da, m-am întâlnit și am stat de vorbă cu diferite persoane, dar nu ca pastorul lor, ci ca un om care vrea să înțeleagă și vrea să ajute și pe alții să înțeleagă. Gelu, 1 sau 2? 2. Cufărul cu numărul 2 ascunde întrebarea: cum simți în mod practic manifestarea Duhului Sfânt în viața ta personală și de slujire? Aș aduce aici în discuție ideea providenței, întâlnirilor providențiale prin care pot deveni o unealtă pe care Duhul lui Dumnezeu o folosește în dreptul unor persoane cu care mă întâlnesc. Vă mulțumesc mult pentru că mi-ați fost alături în ediția aceasta, una pe care eu am numit-o ediție destul de complicată, provocatoare. Dumnezeu să vă binecuvânteze în slujirea pe care o faceți, să vă binecuvânteze familiile. Mi-au fost alături conferențiarul universitar dr. Laurențiu Moț și pastorul Gelu Poenariu, directorul Departamentului de Tineret al Bisericii Adventiste de ziua șaptea din România. Mulțumesc de asemenea echipei tehnice, dumneavoastră, dar mai ales Duhului Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, pentru că ne călăuzește în cadrul acestei ediții, dar și în viața de zi cu zi. Nu uitați să ne scrieți pe WhatsApp la 0751 400 300, întrebările dumneavoastră, motivele de rugăciune sau intenția de a studia împreună Scriptura. Voi rezuma acest episod care a purtat titlul Chiar este Duhul Sfânt a treia persoană a Dumnezeirii prin a cita Romani 8:26. Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, mijlocește pentru noi cu suspine negrăite.
Sunt pastorul Costi Gogoneață și până la o nouă ediție Taine din Scripturi, vă readuc aminte că bătălia pentru Biblie s-a mutat în studioul nostru, dar mai ales în casa dumneavoastră. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și părtășia cu Duhul Sfânt să fie peste noi toți.